de gramatică. Astăzi vom discuta despre realizări propoziționale ale unor funcții sintactice. În special ne vom referi la propozițiile completive, subordonate completive. În materialul acesta vom organiza în felul următor. În primul rând, vom avea aceste noțiuni teoretice. Apoi, vom avea aplicații și, bineînțeles, exercițiile individuale pe care ți le propun. Dar hai să mergem mai departe și să vedem prima parte a materialului și anume noțiunile teoretice. La ce ne vom referi? Vom avea noțiuni teoretice despre complementul direct, despre complementul indirect și, bineînțeles, despre complementul prepozițional. Ce trebuie să știu? Trebuie să știu următorul lucru. Faptul că rolul de complement îl poate îndeplini aproape orice parte de vorbire. Orice parte de vorbire poate să fie un complement. Hai să vedem câteva exemple. De exemplu, Matei citește o carte. Să găsim complementul. Dacă mai ții minte din lecțiile anterioare, știi foarte bine că trebuie să avem niște pași. În primul rând, trebuie să identificăm predicatul unei propoziții. Da? Acesta este prima funcție sintactică pe care trebuie să o vezi, da? Să o cauți. Da? Găsim predicatul, citește. Bun. Predicat verbal. Apoi, să găsim subiectul. Da? Cine? Păi, Matei. Așa. Și apoi să găsim celelalte funcții sintactice, atribut sau complement. În cazul nostru, ce citește Matei? Citește o carte. Iată complementul nostru. Este complement direct și, bineînțeles, exprimat prin substantiv. Substantiv comun. Bun. Nu uităm regulile prin care sau pașii pe care trebuie să-i urmezi atunci când identifici o funcție sintactică. Predicatul este primul, subiectul și apoi ne uităm după complemente, atribute sau, în cazul nostru, și numele predicative, dar acelea le găsim imediat ce identificăm predicatul. Hai să vedem mai departe. Aud tunând. În cazul nostru, complementul este tunând și va fi exprimat printr-un verb la gerunziu. Da? Ce aud? Și este tot un complement direct. Mai departe, să vedem. Mi-am adus aminte de aceea. De cine mi-am adus aminte? Mi-am adus aminte de cineva. Da? Iată, de aceea, complement prepozițional și, bineînțeles, avem un pronume demonstrativ, da? Care are rol de complement. Spuneam că aproape orice parte de vorbire poate să fie complement. În cazul nostru ne vom referi doar la acele părți de vorbire care pot să fie complemente directe, indirecte sau prepoziționale. Să mergem mai departe. Vai de noi! Iată, un alt complement, în cazul nostru un complement prepozițional, da? Și de noi este un pronume personal. Bun. S-a săturat de învățat. S-a săturat de ceva, nou complement prepozițional și rolul de complement prepozițional îl are acest verb la supin, da, la o formă verbală nepersonală. Nimănui nu-i place uleiul de pește. Da? Iată, avem complementul nimănui, un complement indirect exprimat, da, prin pronume negativ. Cui nu-i place nimănui? Și ultimul exemplu. Cui trimitem merele? Da?
iată complementul indirect exprimat prin pronume interogativ. Dacă ar fi să sintetizăm ceea ce am discutat până acum, ar fi următorul aspect. Faptul că orice parte de vorbire poate să îndeplinească rolul de complement. Da? Adică, complementul poate fi exprimat de un printr-un nominal, adică poate să fie un substantiv, poate să fie un pronume, poate să fie un numerar. Da? Deci putem avea exprimarea aceasta printr-un nominal. Bineînțeles că putem să avem un pronume, așa cum ai văzut în cazul lui Aud Tunând, un exprimat printr-un verb, da? Deci noi avem un nominal, un verb la o formă nepersonală. Da. Bineînțeles, este foarte, foarte, foarte important să reținem aspectele acestea legate de complement. Bun. Și să trecem mai departe tot la ceea ce trebuie să știu legat de complement, de complement în general. Da? Ce mai trebuie? Păi, mai trebuie să știu următorul lucru. Faptul că regentul complementului este de obicei un verb. Iată. Scria o compunere. Da? Ce scriam? Păi scriam o compunere. Iată, verb la mod, bineînțeles, personal. Da? Câștigătorilor li s-au oferit premii. Cui li s-au oferit? S-au oferit, da? Tot un verb. Așa. Și eu mă gândesc la vacanță. Bine, cred că toată lumea se gândește, dar mă gândesc la ce mă gândesc la vacanță. Iată, verbul a se gândi, că un verb care este regentul, da, unui complement direct. Însă, așa cum spuneam, regentul complementului este de obicei un verb, însă să știi că poate să fie și o altă parte de vorbire. Este foarte important să ținem minte acest aspect. Și să vedem. Le aveam verbele, da, de data am spus mai devreme, și iată, am cumpărat jocuri, dragi copii. Cui dragi? Păi sunt dragi copii. Da. Iată, în cazul nostru, avem regent, da, adjectivul, dragi. Da, regentul acestui complement indirect. Să mergem mai departe, să vedem. El se comportă asemenea părinților. Asemenea cui? Iată, regent, da, este adverbul asemenea. Da? Și în situația aceasta avem părinților complement indirect. Bravo lor! Cui? Bravo! Lor! În cazul nostru avem ca regent interjecția. Da? Bravo! Bun. Excelent! În lotul național sunt sportivi capabili de sacrificiu. De ce? Capabili de sacrificiu. Și iată, în situația acestui complement prepozițional, regentul, da, este adjectivul capabil. Bun. Mai găsim un exemplu. Stau aproape de casă. Da? Iată, avem aproape de ce? De casă. Iată. Și
avem aici regent, adverbul, aproape. Da? Complement prepozițional. Viața bună aici, aici sus, complement indirect. Da? Iată că regentul complementului poate să fie și o altă parte de vorbire. Și putem discuta despre adjectiv ca alt regent, da, ca alt tip de regent, ca altă parte de vorbire. Bun, putem să discutăm despre adverb, da, despre interjecție. Acestea pot să fie cuvinte regente care cer prezența unui complement. Bun, deci avem verb, adjectiv, adverb și interjecție. Bun. Să mergem mai departe. Iată câteva materiale suplimentare pentru recapitulare care te vor ajuta să fixezi informațiile despre complementul direct, despre complementul indirect și despre complementul prepozițional. Este un material pe care îl poți accesa prin acest cod QR, pe care poți să-l scanezi. Da? Bun. Hai să mergem la capitolul al doilea. Ceea ce avem noi nevoie, da? Să construim o completivă. Vom avea o rezolvare în 5 pași. Mi se pare mie că este mai ușor. Da? Pasul 1 va fi să aleg regentul. Da? Pasul 2 va fi să aleg cuvântul. Pasul 3 să verific propoziția nouă obținută. Pasul 4, să transform, să fac o transformare. Pasul 5, să verific fraza nouă obținută. Și hai să luăm cu primul pas în construirea unei completive direct. Pasul 1, să aleg regentul. Ce știm? Că regentul unui verb, unui complement indirect, da? Este aici am verb, pot să aleg în cazul complementului direct, pot să am interjecție, da? Deci pentru complementul direct pot să aleg un regent, un verb sau interjecție. Să știi că eu am ales un verb, am ales pentru că mi este foarte ușor, am ales verbul a citi. Bun, ce fac în momentul acesta? Când îmi aleg regentul și aleg verbul, voi construi o propoziție cu subiect și predicat. Da? De exemplu, voi construi așa. Copiii citesc. Gata. Mi-am ales regentul. Regentul meu este verbul a citi în forma citesc. Bun. Pasul 2. Spune să-mi aleg cuvântul. Cuvântul, bineînțeles, care o să îndeplinească rolul de complement direct. Păi, ce cuvânt să aleg? Nu știu. Hai să aleg cuvântul, ce pot să citească copiii? Păi, cred că ar putea să citească cărți. Sunt sigură de asta. Bun. Și îl și notez. Copiii citesc cărți. Bun. Am reușit. Pasul 3. Trebuie să verific propoziția. Ce înseamnă verificarea propoziției? Înseamnă că voi căuta predicatul, da, citești, bun. Cine citesc copiii, da, să văd dacă am construit bine. Și apoi verific să văd dacă cuvântul cărți are funcția de complement direct, pentru că eu asta trebuie să construiesc. Și întreb, ce citesc? Păi citesc cărți. Bun, înseamnă că am complementul direct. Perfect. Realizat primii 3 pași ai acțiunii mele. Încă n-am construit completiv. Să mergem mai departe.
pasul 4, da, care urmează aici, înseamnă transformare. Ce înseamnă transformare? Păi transformarea mea înseamnă ca eu să transform acest complement direct, să-l transform într-o propoziție. Da? Bun, voi porni din nou de la subiect și de la predicat. Copiii citesc. Bun. Și pentru transformarea mea am nevoie de, ca să fac o completivă directă, trebuie să adaug un element de legătură. Ce înseamnă element de legătură? Înseamnă conjuncție subordonatoare sau, alt cuvânt, cu rol de conjuncție. Da? Și bineînțeles, ca să obțin o propoziție plus un predicat. Sunt două elemente esențiale în obținerea unei alte propoziții. Bun, deci cuvântul acesta, cărți, care este complement direct, eu vreau să-l transform într-o propoziție. Aș putea să spun că acești copii citesc orice li se cere. Li se cere la școală. Sau copiii citesc ce cărți li se cer. Da? Sau ce cărți doresc. Da? Citesc ce cărți doresc. Foarte important este acest aspect. Să am elementul de legătură care îmi va introduce o propoziție nouă. Da? Să introduc un nou predicat, doresc și se cere, ca să pot să am o altă propoziție și, bineînțeles, mergem la pasul 5 și anume la verificarea frazei. Da? Verificăm fraza, avem predicatul, da? Subiectul, elementul de legătură, prima propoziție, a doua. Ce citesc copiii? Orice li se cere sau ce cărți doresc. Iată, pașii aceștia sunt foarte importanți în momentul în care vrei să construiești, da, o propoziție subordonată, o propoziție completivă. Să pornești de la construirea funcției sintactice și apoi să faci această transformare pe care putem să o numim expansiune. Da? Expansiunea complementului. De fapt, asta înseamnă această transformare. Înseamnă să transform complementul direct, bineînțeles, într-o propoziție creativă directă. Vom trece mai departe să facem și pasul pentru complementul indirect și complementul prepozițional. O să vezi că aici îți va fi mult mai simplu. Bun. Să trecem acum către construirea unei completive indirecte. La fel, îmi aleg regentul și, așa cum spuneam, regentul poate să fie un verb, un adjectiv, un adverb și o interjecție. Eu să știi că mi-am ales astăzi, pentru că vreau să-ți arăt, mi-am ales adverbul și m-am gândit la adverbul a idoma. Bineînțeles că acest adverb nu poți să-l iei separat, adică trebuie să te gândești și la un verb lângă care să stea. Nu putem să avem o propoziție doar așa, fără cu un adverb simplu. Bun. Și să vedem cum se comportă. Hai să vedem. Da? Uite, de exemplu, mă gândesc așa, câinele se comportă. Bun. Pasul 2, să-mi aleg cuvântul. Aidoma cui? Păi, aidoma, eu zic că să fie stăpânului.
no? Bun. Se comportă a idoma stăpânului. Atenție! În alegerea cuvântului, tu poți să alegi substantiv sau poți să alegi un pronume, dar sfătui să fie un dativ. În cazul dativ, este cel mai simplu și sigur să construiești complementul indirect. Mergem la pasul 3. Trebuie să verific propoziția. Da? Pașii. Verificăm. Am predicatul, am subiectul. Bun. A idoma este un circumstanțial de mod. A idoma cui se comportă? A idoma stăpânului. În cazul nostru avem complementul indirect, iar regentul acestuia este acest adverb. Bineînțeles, tu poți să-ți alegi să construiești propoziția ta un regent verb, un adverb fiecăruia ocazie și ai rezolvat problema. Dar sunt favoritele mele verbele ca termen regenți pentru complementare, dar avem și explicația aceasta pe regent adverb. Bun, mergem mai departe pentru că mai avem pasul 4. Pasul 4 înseamnă să fac transformare. Ții minte de la exercițiul anterior că transformarea înseamnă plus element de relație, foarte important, plus predicat. Neapărat trebuie să mai am un predicat. Bun. În regulă, ce voi face? Păi, mă apuc să scriu propoziția. Da? Câinele se comportă a idoma. Bun. Și acum să înlocuiesc cuvântul stăpânului cu o propoziție similară. Păi cine este stăpânul unui câine? Păi este, de exemplu, cel care l-a crescut. Și atunci câinele se comportă a idoma cui l-a crescut. Sau cui l-a îngrijit. Cum vrei tu să faci? Da? Verific. Am pus element de relație și am mai pus un predicat. Bun. Nu uităm de pasul 5. Pasul 5 înseamnă să verific fraza. Da? Deci să verificăm fraza. Bun. O verificăm. Ce înseamnă? Verificăm. Am predicat, am subiect, să nu-i predicat verbal, am acest circumstanțial de mod, am elementul de relație care îmi separă cele două propoziții și a idoma cui se comportă. A idoma cui l-a crescut. Iată și completiva mea indirectă. Ultimul nostru exercițiu aplicativ va fi pentru realizarea complementului prepozițional. Din nou. Da? Alegem regentul. Spuneam că regentul, da, este verbul. Avem verb. Așa. Să nu uităm de adjectiv. Să nu uităm de adverb. Și să nu uităm de intersecție. Ce este foarte important la complementul prepozițional este să știi că ai nevoie de o prepoziție și că prepoziția asta este inclusă de regent. De exemplu, pentru verb pot să mă spun a se gândi la. Pentru un adjectiv pot să mă gândesc la capabil de. Da? Pentru un adverb aproape de. Iată, impune prepoziția de. Și pentru intersecție este vai de. Impunerea prepoziției de. Ce este al doilea pas? Da, era cel cu alegerea cuvântului. Da, am scris peste și nu se mai vede foarte bine. În alegerea cuvântului trebuie să știu că complementul prepozițional se realizează printr-un grup. Da? Un grup de obicei format din prepoziție plus substantiv, logic prepoziția, că da, e prepozițional, pronume sau numeral. Bun. Să știi că eu de data aceasta am ales
o locuțiune verbală, da? Verb sau locuțiune verbală. Bun. Eu mi-am ales locuțiunea verbală aș da seama. Seama de. Asta este prepoziția pe care o impune această locuțiune prepozițională. Să știi că prepozițiile pe care le impune verb pot să fie de, la, cu, pe, asupra. Da? Se gândește la, da? Se bazează pe, depinde de, se repercutează asupra. Deci avem mai multe propoziții. Bun. Și să vedem, să găsesc și un subiect pentru propoziția mea. Da? Maria își dă seama. De ce să-și dea seama Maria? Păi, hai să aleg cuvântul de minciună. Vreau eu să-și dea seama Maria de o minciună. Bine. Mergem la pasul 3. Pasul 3 înseamnă să verific propoziția. Verific, da? Am predicatul verbal, subiectul își dă seama de ceva și complementul meu prepozițional. Până aici, totul bine și frumos. Hai să vedem pasul 4. Pasul 4 înseamnă că trebuie să transform. Din nou, ținem minte ce înseamnă transformare. Înseamnă element de relație și mai înseamnă predicat. Reiau propoziția până la complementul prepozițional. Maria își dă seama. Își dă seama, trebuie să înlocuiesc cuvântul de minciună cu o propoziție similară ca sens, cu o propoziție similară ca sens, da? Voi introduce element de legătură, nu știu, să introduc pe că. Își dă seama că ai mințit-o. Da? Sau pot să pun așa, când e mințit. Ideea este să apară aici legătura cu acest cuvânt niciun. Bine. Bun. Pasul 5, da, spuneam că este verificarea frazei. Verificăm, da, avem își dă seama, am păstrat, da, subiectul, elementele de legătură, le văd aici, că și când, da, și următorul ai mințit, predicat verbal, e mințită. Verbal. Da? Prima propoziție, a doua, își dă seama. De ce își dă seama? Așa, seama, nu seama. Își dă seama de ceva. Foarte, foarte mare atenție la cuvintele, la regentele care impun prepoziții. Da? Să nu confunzi cu alte tipuri de complemente. Bun, mergem mai departe. Exercițiile individuale care te vor ajuta să fixezi ceea ce am discutat în materialul acesta. Primul exercițiu. Să alcătuiești o propoziție în care substantivul cu funcție sintactică de subiect din enunțul, după ceva vreme au intrat elevii, să fie pe rând complement direct, indirect și complement prepozițional. Atenție! Deci mai întâi trebuie să găsești substantivul care are funcția sintactică de subiect în enunț, iar după aceea să construiești câte o propoziție, una cu complement direct, în care cuvântul să fie complement direct, una să fie indirect și una să fie complement prepozițional. Al doilea exercițiu este să transformi complementele obținute, da, în propoziții subordonatoare echivalente, adică complementul direct îl transformi în completivă directă, complementul indirect în completivă indirectă și complementul prepozițional în completivă prepozițională.
Exercițiul al doilea este similar, dar de data asta trebuie să cauți un substantiv cu funcție sintactică de nume predicativ. Da? Și acest exercițiu are două secvențe. Exercițiul 3. Trebuie să cauți un substantiv cu funcție sintactică de circumstanțial de ținut. Așa. Să transformi la fel complementul după ce îl faci să fie direct, indirect și prepozițional, să transforme aceste complemente în propoziții. Și exercițiul 4. Da? Ai de identificat de data aceasta un atribut, da, în enunț, apoi să-l faci să fie complement direct, indirect și prepozițional și, bineînțeles, să transformi complementele obținute în propoziții subordonatoare echivalente. Materialul meu de astăzi. Ai aici bibliografia în cazul în care ai nevoie de informații suplimentare și îți doresc mult succes în continuare!